Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc foarte mult că sunteți aici pe B1 TV. A apărut și primul sondaj după scoaterea Dianei Șoșoacă din cursă. E foarte interesantă bătălia asta pentru cine intră în turul 2, de fapt, între Ciucă, Joană, Lasconi la momentul acesta. Acum fiecare dintre ei își revendică acolo intrarea asta în turul 2. Sigur, mai este și Simion, care este dat de toate sondajele la acest moment ca fiind deja în finală alături de Ciolacu. O să analizăm, pentru că propunerea asta de referendum local la București resetează practic cu totul scena politică. Astăzi Nicușor Dan s-a întâlnit din nou cu Ciucă la PNL. Acum promite liderul PNL o schimbare de lege ca referendumul să se poată întâmpla în aceea zi cu prezidențialele în aceeași sală, cu aceleași comisii și așa mai departe, dar schimbă foarte mult jocul pentru prezidențiale. O să comentăm asta. O să ne uităm și la candidații pe care și-au pus partidele peste tot prin țară, pentru că este o mizerie absolută. De la Ponta Parașuta pe la Dâmbovița, Piedone pe la Giurgiu, mai sunt unii care și-au pus nevestele, copiii pe toate listele, lucruri de astea, că n-au mai putut ei să candideze unul de alta, sunt condamnați, pac, și-a pus copilul sau și-a pus nevasta acolo să candideze. În schimb, o să vreau astăzi să vă arăt o mare mizerie care se întâmplă în sistemul de educație. O anchetă pe larg dintr-unul dintre județele României arată cum masa caldă s-a transformat într-o mega afacere cu sandvișuri. Copiii primesc niște sandvișuri din astea derizorii, mai mult pâine decât orice altceva acolo, și sunt firme care încasează și aproape 50.000 de euro pe lună. O să vă arăt aceste dezvăluiri, la fel cum să nu credeți că doar Apele Române a putut să intabuleze ilegal Piața Unirii și la urmă să o împartă pe la primării. Nu, se mai întâmplă și pe la alte instituții. Terenuri agricole, fertile, pe malul Dunării, care ar putea să fie cultivate cu cereale, cu, și mai departe să producem în agricultură, au fost declasificate și acolo s-au făcut parcuri de fotovoltaice. Acționarii, persoane publice, ba chiar politicieni. O să facem toate dezvăluirile astea, iar mai târziu în emisiune o să avem o conexiune specială peste Prut, în Republica Moldova, pentru că duminică este referendumul cel mai important pentru Basarabia, aderarea la Uniunea Europeană. Începem! Invitații mei și ai dumneavoastră în această primă oră alături de mine este Ștefan Florescu, președinte PMP Sector 6. Mulțumesc foarte mult. Ni se alătură liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Fenechiu. Deputata USR, Diana Stoica, alături de noi. Mulțumesc foarte mult, Diana. De asemenea, jurnalistul Spot Media, Emilian Isăilă. Mulțumesc foarte mult. Însă vreau să începem cu un subiect, cu o informație de ultimă oră, pentru că milionarul Adrian Marțian a fost reținut, iar copiii au fost luați în plasament de urgență. Ministra Familiei spune că în acest moment copiii sunt într-un loc secret, iar procurorii cer arestarea tatălui. Alături de noi colega noastră Adriana Stoicescu, realizator Fără de Lege și Condamnații. Bun găsit, Adriana, îți mulțumesc foarte mult! Bună ziua! E un caz foarte ciudat. În acest moment tatăl este reținut, copiii au fost preluați de autoritățile statului și este cumva circulat acest scenariu că au fost copiii scoși pe rând din țară, iar tatăl nu ar fi străin de acest scenariu. În schimb, mama nu are voie să se apropie de copii. Da, este ireal ceea ce se întâmplă în acest caz. Pot să spun că cu siguranță copiii nu au ieșit pe rând din țară, au ieșit o străi pe la punctul de frontieră de la porțile de fier, au ieșit într-o mașină mare, ascunși undeva cu foarte multă marfă și le-a fost foarte greu polițiștilor de frontieră să verifice ca la carte mașina respectivă, deoarece erau foarte multe mașini la ora aceea în vamă. Mașina respectivă era condusă de un apropiat al milionarului Marțian, care este în momentul de față căutat de poliție. Este vorba de, nu știu, minute, chiar câteva ore până va fi identificat și acesta. Acum, de ce a fost reținut milionarul Marțian? Pentru că el a încălcat mai multe legi. Unul la mână nu avea voie să se apropie de copii, a indus autoritățile în eroare în momentul în care spunea că a fost sunat și că i-au dispărut copiii și că a primit înregistrarea.
potrivit căreia copiii ar fi fost răpiți. Nu, el este în spatele acestui scenariu macabru, dacă mă întreb pe mine, și stau să mă întreb ce minte are acest părinte de se joacă cu destinele și cu mintea unor copii. Acești copii vor rămâne marcați pe viață de ceea ce se întâmplă. Erau, potrivit legii, copiii au fost până pe 15 octombrie în plasa, dați în custodia mamei. Tatăl a contestat această decizie și autoritățile statului atunci au decis ca minorii să fie luați în plasament. Numai că nu s-a putut pune în aplicare această decizie, deoarece tatăl i-a scos foarte repede din țară. Acum rămâne să vedem ce vor face judecătorii. Eu cred că mai mult ca sigur va fi arestat acest domn și să vedem ce va face mama, care și ea la rândul ei este o victimă în tot ceea ce se întâmplă. Iar copiii rămân la grija statului. Da, într-un loc secret până când se vor lămuri lucrurile. Dar dacă ai apucat să vezi înregistrările cu acești copii, se vede foarte clar că ei sunt învățați ce să spună, sunt traumatizați de ceea ce se întâmplă. Și sunt convinsă că acești copii au fost manipulați de tată să fugă de mamă și să refuze întoarcerea la mamă. Din punctul meu de vedere, este un caz foarte grav de alienare parentală. Eu știu că există și o lege în acest caz și sper că autoritățile statului să-și facă treaba în acest caz și copiii aceia care sunt niște victime să aibă, nu știu, o viață mai ușoară și un destin mai frumos. Da, urmărim ce se întâmplă în cazul ăsta. Îți mulțumesc mult, Adriana, pentru informații. Vă reamintesc că tatăl copiilor răpiți a fost prins în Serbia, a fost reținut, procurorii cer arestarea, mama nu are voie, în schimb, să ia copiii. În acest moment copiii se află în grija statului român într-un loc secret. O să vedem pe parcursul zilei ce date suplimentare mai apar. Mergem mai departe și ne uităm la ce se întâmplă în capitală cu referendumul local propus de Nicușor Dan, pentru că astăzi a fost o întâlnire între Nicușor Dan și Nicolae Ciucă. PNL-ul se alătură partidelor care susțin acest referendum local, înțelegem, alături de USR, Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară și probabil că Reper și alte partide care mai sunt în Consiliu. Hai să urmărim împreună și declarațiile pe care le-au făcut cei doi, pentru că se va face o modificare legislativă. Acum sunt discuții legate de faptul cum că referendumul nu ar fi legal. În democrație trebuie să înțelegem că vocea poporului este suverană și noi nu trebuie să blocăm, nu trebuie să punem pumnul în gură oamenilor. Motiv pentru care legalitatea acestui demers este foarte clară. Dacă nu va trece în Parlament, atunci se vor organiza secții de vot pentru referendum separat în cadrul secțiilor de vot care au fost organizate pentru parlamentari sau prezidențiali. Este absolut legal să avem referendum local simultan cu alegeri prezidențiale. Este absolut legal. Singura chestiune este una tehnică. Dacă există un text de lege, care nu există încă și pentru care există proiectul, pentru ca comisiile de birourile electorale și de municipiu și de secții care fac alegerile prezidențiale să se ocupe și de referendumul local. Dacă există acest text de lege, cheltuielile vor fi mai mici, vor fi mai puțini oameni. Dacă nu există, el trebuie organizat separat. Pentru a fi organizat separat, sunt niște proceduri pe care legea le definește. Bun, domnule Fenechiu, înțelegem de la domnul Ciucă faptul că urmează să se depună un proiect legislativ care să modifice în așa măsură legea încât se poate organiza cu aceleași comisii referendumul ăsta local după aceleași reguli. Ce vreau să vă întreb e dacă mai este timp să faceți asta acum înainte de alegeri. Cred că este timp. Teoretic, noi am demonstrat că dacă ne dorim într-o săptămână putem trece un proiect de lege simplu de ambele camere. Dacă va exista voință politică, cu siguranță așa se va întâmpla și acum. Dacă nu, probabil că cineva se va opune, mă refer aici la PSD, care a declarat că ar fi ține referendumul, dar trebuie să se demonstreze acest lucru,
Pentru că cel mai important lucru este ca bucureștenii să decidă ce fel de formă de guvernare vor în București. Iar eu cred că referendumul este binevenit. Nu doar eu, ci întreg Partidul Național Liberal. Dar aveți majoritate parlamentară cu USR, Forța Drepte, cine mai e acolo pentru a trece un astfel de proiect? E discutabil. Prin final de mandat există destul de multă fluiditate în manifestările, senatorilor și deputaților, însă eu cred că poate să se construie o majoritate care să treacă acest proiect. Diana Stoica, voi în Parlament presupun că dacă apare o astfel de lege, vă veți poziționa pentru ea, dar în același timp Nicușor Dan spune că și la acest moment se poate organiza referendumul. Bineînțeles, și cred că e mult mai eficient, evident, toată lumea cred că e de acord, să organizăm local, dar cu alegeri pe care le avem deja stabilite. Dacă e vorba doar de tehnicalitate și aici Nicușor Dan cu siguranță se face foarte bine legea, o studiază, de ceva timp ne-a spus din seara în care a câștigat alegerile că dorește să organizeze acest referendum. E vorba doar de decizia de a oferi dreptul Comisiei Electorale pentru alegerile prezidențiale să facă partea procedurală și pentru referendumul local. Astfel încât bucureștenii să meargă o singură dată la vot să voteze și pentru prezidențiale și pentru modul în care îți doresc să arate oraș doar ca un singur oraș. Așa. Noi îl vom susține pe Nicușor Dan și prin această modificare legislativă, dacă ea va fi necesară, nici nu se pune problemă. Eu cred că PNL, USR, Forța Dreptei și toți oamenii, senatorii, deputații de București, atâta vreme cât va exista o decizie, luată cu majoritate în Consiliul General, care majoritate trebuie să includă reprezentanți la mai multe partide, vor avea oarecare continuitate în decizia politică și vor vota și în Parlament. A susține acest referendum și a rezolva orice formă de tehnicalitate este necesară pentru ca el să se întâmple. Toată disputa asta a pornit de la faptul că în 2016 Dacian Cioloș a dat o ordonanță de urgență prin care trebuiau organizate două referendumuri locale în aceeași zi cu alegerile locale și avocatul poporului a contestat la CCR, iar CCR-ul a spus că nu se pot face cu aceleași comisii în aceea zi. Hai să vedem ce spune șeful AEP, Tony Greblă, cel care spune că nu se poate organiza acest referendum local. Acesta e un referendum local în înțelesul legii. Legea nu prevede o asemenea posibilitate. Poți să organizezi cu ocazia alegerilor generale sau alegerilor, cum e cazul președintelui, numai referendumuri naționale și nu locale. Domnule Florescu, sunteți de asemenea într-un partid care îl susține pe Nicușor Dan și susține acest referendum. Pare că deja s-au găsit primele bețe care se bage în roata acestui referendum. Da, până la urmă comasarea a fost legală, că au fost discuții și atunci când s-au făcut comasările, că unii spuneau că, domne, e legal, că nu e legal, până la urmă a fost legală. De ce n-ar fi legal și acest referendum? Normal că PSD-șilor nu le convine acest, pentru că Nicușor Dan este un om de dreapta și va atrage tot polul de dreapta către el. Și atunci, clar, referendumul e binevenit pentru toți bucureștenii, pentru că oamenii trebuie să știe ce vor să facă din acest București. Asta pe de-o parte, pe de-altă parte, e un act democratic pe care trebuie să-l ducem la bun sfârșit, așa cum s-a zis și la alegerile locale și europarlamentare, că o comasare e un act democratic. Se pot face până la urmă alte comisii și se poate ține referendumul în aceea zi cu prezidențiale. Numai să se vrea să se facă. Emilian Săilă, se resetează scena politică, așa ni s-a zis cu această discuție de la București, pentru că, practic, Nicușor Dan pare acum opozantul lui Ciolacu și al PSD-ului, nu prezidențiabilii, restul doar au făcut pelerinaj lângă Nicușor. Da, foarte interesantă observația ta, chiar la asta mă gândeam în timp ce vorbeau oamenii politici dinaintea mea, faptul că ce n-a reușit să negocieze USR cu PNL să creeze acea mișcare de centru-dreapta, să ridice acel val anti-PSD, a reușit Nicușor Dan prin acest referendum, bineînțeles și prin acel eveniment de la Piața Unirii, acea confruntare cu primarul Băluță. Deci, da, în opinia mea, în acest moment, Nicușor Dan pare a fi un fel de lider important al opoziției, care, și nu știu neapărat lider, dar ci elementul care coagulează forțele politice de pe partea dreaptă a ișcherului. Ceea ce e un pas important. Am văzut și declarația domnului Ciolacu de astăzi, în mod clar
dacă treci un pic de poșghița politeții afișate, o să vedem că PSD se va opune din toate puterile să se organizeze un astfel de referendum, pentru că Bucureștiul are, e un bazin electoral foarte important care poate să încline mult balanța într-o direcție sau alta, în cazul ăsta în direcția PNL USR, și să limiteze foarte mult, hai să zic eu, PSD-ul nu se așteaptă să câștige foarte multe voturi în București, dar se așteaptă să demobilizeze o mare parte a electoratului din clasa de mijloc, și un astfel de val politic poate produce daune grave, și aici e foarte important. Ceea ce m-a surprins pe mine, iarăși, vis-a-vis de asta, este hotărârea lui Nicu Șordan de a profita politic, și în sens bun, zic aici, de această oportunitate, și am văzut că a făcut drumuri și la PNL și la USR zilele astea, a vorbit, a discutat foarte mult cu liderii celor două formațiuni și nu numai cu ei. Și cu Forța Dreptei și cu PMP. Da, Forța Dreptei, PMP, astfel încât să creeze un front politic pe care foarte puțin mizau, trebuie și să care probabil va avea un rost mult mai mare în turul al doilea, dacă este să o luăm așa. În turul al doilea, da. Dacă într-adevăr merge, va fi devastator pentru în cazul în care intră Marcel Ciolacu în turul întâi și în fine nu intră cu George Simion. Da, deci da, vorbim imediat de sondaj. L-ai menționat mult pe Ciolacu, hai să-l urmărim și noi, că i-a venit o idee, vrea să facă un referendum și cu drogurile. Ia să vedeți, dă pe șantier, e direct, omul muncii. Am înțeles, colegii mei din Consiliul General vor veni și cu o întrebare legată de prevenția consumului de droguri în școli. Normal, vorbind de capitala României, e cea mai expusă la acest flagel și tinerii din care fac studiile în capitală sunt cei mai expuși la acest flagel. Așteptăm până luni să vedem decizia, pe urmă ei sunt inițiatorii, vor trimite la guvern, aștept punctul de vedere al Ministrului Justiției, al Ministrului de Interne, pentru că Ministerul de Interne este organizatorul alegerilor și pe urmă o să luăm o decizie în guvern. Da, domnul Fenechiu, cum adică să punem o întrebare la referendumul ăsta despre prevenție și consum de droguri, dar dânsul e premierul țării, de ce nu se ocupă el să oprească povestea asta cu drogurile fără să facem referendumuri? Și ce întrebare o să pună, sunt curios. Da. Vreți să interzicem vânzarea drogurilor în școli? Da, domnul Fenechiu, vă rog. Cer scuze. Domnul Fenechiu, ne auzim? O să-i rog pe colegii mei să le facem legătura. Diana Stoica, cum ți se pare povestea asta cu... Cred că e populistă, domne, eu avem o problemă cu drogurile. Hai să punem o întrebare la referendum. Da, e absurd. Vă dați seama, de la nivelul funcției de premier, care are în subordine Ministerul Afacerilor Interne, care trebuie să lupte cu marii traficanți de droguri, dar îi vedem că zburdă liber prin Constanța, prin port. Copiii, într-adevăr, nu cred că trebuie să ne spună nimeni, nu e nevoie de un referendum ca să știi că ai o mare problemă cu drogurile în România, atâta vreme cât aproape toți copiii cunosc de unde să cumpere din școala lor droguri cu 5-10 lei, da, este o mare problemă. Nu trebuie să facem un referendum pentru asta. Și dacă ar fi de făcut, ar fi de făcut dacă mă întrebați pe mine la nivel național, că nu e o problemă pe care o avem doar în București, așa cum avem și problema cu flagelul jocurilor de noroc. Legi pe care domnul Marcel Ciolacu le blochează de 2 ani de zile în Parlament, deci nu-mi dau seama care ar fi obiectivul. Mai bine, așa cum spunea și antevorbitorul meu, să punem mâna să-și facă treaba, să se asigure că marii traficanți de droguri nu ajung în școli să ne distrugă destinele și viețile acestor copii. Bun, domnul Fenechiu, sper că ne auzim acum. Problema este, domne, avem o problemă majoră cu traficul și consumul de droguri. Tot au făcut teste prin școli, au făcut chestionare la București. Acum vor să facă și referendum, dar e premierul țării să se ocupe de problemă. Bun, e cât se poate de clar că e o problemă cu o componentă politică. Eu bănuiesc că vizează raporturile dintre PSD și USR în ceea ce privește modul în care cele două partide văd problema drogurilor. Prin această întrebare, PSD încearcă să pună în dificultate USR, amintindu-ne că niște deputați, nu știu cât care per, au avut la un moment dat o propunere legislativă de legiferare a cannabisului.
Deci e o poveste care este multe le fac în brațul cu corpul. E la reper, sunt la reper. Au fost ai voștri, dar s-au dus la reper. E ca Șoșoacă care a fost aleasă la aur contează, și acum nu mai e. Contează, da. Contează mai puțin. Contează mai puțin pentru că în ultima instanță eu nu vreau să politizez lupta împotriva drogurilor, care în niciun caz nu poate fi rezolvată pentru un referendum. Asta lupta clar. Împotriva drogurilor trebuie luate măsuri ferme, trebuie luate măsuri. Cu atât mai mult cu cât aveți un ministru al afacerilor interne Iana, care nu-și face Iana, treaba. Știi că eu tot timpul când cineva te întrerupe, intervin. Nu face asta, mulțumesc. Da, domn Fenechiu, terminați-vă ideea și apoi revin. Da, eu apreciez pe domnișoara Stoica, promit să iau niște lecții în particular ca să spun ceva, să nu trebuiască să mă întrerupă. Din păcate sunt la Bacău în campanie și nu pot acum să mă pregătesc online. Lăsând la o parte povestea asta, cred că tot ce înseamnă forță politică românească ar trebui în momentul de față să lupte împotriva drogurilor. Ea nu trebuie lupta, nu trebuie politizată, pentru că pe de o parte cei care consumă droguri sunt copiii, nepoții și rudele noastre, indiferent de culoarea politică, iar flagelul atacă pe toată lumea. Da, Diana, ce vrei să spui? Că l-au pe Predoiu. Foarte bine, n-a făcut nimeni nimic la treaba asta cu drogurile până acum. Spune, te rog. Păi da, nu înțeleg ce legătură încearcă să facă cu USR-ul, atâta vreme cât domnul Fenechiu, care e chiar liderul senatorilor Diana, nu, stai PNL, că nu, chiar asta e culmea, am ajuns să apăr PNL-ul. Nu a încercat să facă o legătură cu USR-ul, a încercat să vă decripteze jocul PSD-ului, să dea un șah celor care au fost colegii voștri, de fapt sunt de la reper, doar că a rămas eticheta la USR, ce să vezi, pe asta cu legalizarea drogurilor. Și încerca să decripteze faptul că PSD-ul a venit cu întrebarea asta în locul oricărei alte întrebări, că puteau să ne întrebe dacă vrem șaorma la colțul străzii, dar nu ne-a întrebat asta, vrea să ne întrebe de droguri ciolacu, tocmai pentru ca băieții ăia și fetele alea de la reper care mă reclamă pe mine toată ziua pe la CNA că sunt împotriva legalizării drogurilor, că asta se întâmplă, da? Foștii voștri colegi de la reper care sunt parlamentari acum au fugit de la voi de pe liste, i-ați băgat în parlament și au fugit. Da, asta încerca să decripteze domnul Fenechiu, nu să vă eticheteze pe voi. Și da, domnul Predoiu nici n-a trebuit să fie ministru de interne, dânsul era mai bun la justiție. Domnul Florescu, s-au făcut niște chestionare în școli, nu s-a ales nimic de ele, copiii în continuare zdroghează și de la 7, 8, 10, 12 ani în Bucureștiul ăsta, dar ei fac referendumuri, se ceartă, uite, politic. Din păcate nu trebuie să faci, adică din fericire, nu trebuie să faci un referendum ca să vii să faci prevenție de droguri în școli. Și știți foarte bine că elevii din școli nu cumpără droguri de la mari traficanți de droguri. Normal. Deci ăștia mici cumpără droguri de la găinaria care au acces să cumpere pastile sau să le fure de prin spitale, să prepare cu 2-3 pastile și să le vândă la 5 lei. Că un drog de la bun nu costă 5 lei. Ajungem să ne certăm pe referendumuri acum sau să ne contrăm pe referendum tocmai în ideea în care domnule, nu-l vreți pe al meu, nu-l vreau nici eu pe al vostru. Adică eu cred că asta vrea să arate domnul Ciolacu. Domnule, dacă voi nu-l vreți pe al meu, de ce l-aș vrea eu pe al vostru, referendumul vostru? Și atunci a venit cu o întrebare absurdă să discutăm de prevenția drogurilor, când prevenția se poate face în orice școală, fără, mai ales că sunt atâtea asociații cu antidrog. Bine, și trebuie oprit traficul, vorba aia, domnul Florescu, până exact, la prevenție. Traficul mare de droguri, da. Dar aici ce se vinde în școală, nu se vând droguri de alea foarte scumpe. Se vând alea făcute sintetice, făcute din 2-3 pastile, de la 5 lei până la 10 lei. Da, deci așa subiectele bune se duc în derizoriu, pentru că, vedeți, așa și-au bătut joc, avea dreptate Diana cu jocurile de noroc. Același lucru s-a întâmplat și acum vin și cu drogurile, aceeași chestiune, pentru că toate rețelele astea mafiote de trafic și consum de droguri din țara asta cotizează la partide în campanii, că tocmai au prins azi la Gorj unul care era consilier județean și era parte dintr-o rețea de trafic de droguri. Bine, hai să vedem sondajul, că tot vorbeai de sondaj Emiliani Săile, sondajul Curs, care e primul sondaj făcut după ce s-a retras Diana Șoșoacă din cursă. Marcel Ciolacu 26%, George Simion 17%, Mircea Joană 15%, Nicolae Ciucă 15%, Elena Lasconi 14%. Să dăm și celelalte date, apoi se rog pe colegii mei. Bun, nu de la parlamentare, vreau să dăm metodologia ca să nu încurcăm lucrurile. Bun. Emilian Isăilă, metodologia, Sabin, suntem obligați să o dăm, e ultimul carton. Emilian Isăilă, acum bătălia este de fapt cine intră în turul 2 altcineva decât Simion.
Da, e o bătălie complicată. Aș dori totuși să fac o precizare, Ioana, dacă îmi permiți, al doilea sondaj după ieșirea lui Șoșoac a fost unul publicat de USR, Da, făcut dar ăla nu de poate fi luat în calcul, e foarte neserios ce e acolo. Ideea e că dacă te uiți, să știi că nu sunt mari diferențe între ele, în afară de diferențele la Nicolae Ciucă, unde aici este mult mai bine cotat și aș Eu am văzut zice și că rezultatele pe partide, e neserios. Adică suntem oameni care suntem nu, puțin nu, nu, supărați de la, asta. nu vorbesc de rezultate Este, de nu, e partide, vorbesc. neserios. Hai să nu. Și totuși acest sondaj, dacă ne uităm la el, să știi că în opinia mea Marcel Ciolacu este foarte umflat în acest sondaj, Ia mai deci două rezultate. 26%. M-am uitat pe toată media sondajelor din septembrie, deci nu prea are cum să aibă. Nu s-a întâmplat nimic ca să câștige 26%. În fine, 3, 4, deci Marcel Ciolacu în momentul ăsta e cotat în jurul la 20%. Într-adevăr, e pe primul loc, are prima șansă să intre în turul 2. Pe de altă parte, după retragerea Dianei Șoșoacă, trebuie să recunoaștem, George Simion are prima șansă să intre în turul 2 alături de Marcel Ciolacu. Dar, pe de altă parte, avem trei candidați, Mircea Joană, Nicolae Ciucă și Elena Lasconi, care au șanse, de asemenea, să treacă de George Simion și să ajungă în turul 2 alături de Marcel Ciolacu. În opinia mea, în acest moment, comparând și cu datele pe care le-a dat acest sondaj vis-a-vis de luna trecută, Mircea Joană este pe un trend descendent, Elena Lasconi și Nicolae Ciucă sunt pe un trend ascendent. La Nicolae Ciucă funcționează partidul și are acea rețea puternică de partid, structuri locale care pot să-l ridice, evenimente electorale mai multe, resurse financiare mai multe. Și Elena Lasconi, care și ea este pe un trend plafon, trend ascendent, cumva ar trebui să mai rupă ritmul, dar i-a reușit cumva să se impună prin acest tip de retorică un pic naționalist populistă, dar cumva să nu piardă din vedere și susținătorii USR. Deci avem, în opinia mea, cred că de fapt bătălia se va da în trei, spre final, în ultimele săptămâni de campanie, între George Simion, Elena Lasconi și Nicolae Ciucă. Aici va fi cine va reuși să rupă ritmul, cine va reuși să strângă mai mulți susținători. Nicolae Ciucă are o problemă și faptul că nu reușește într-adevăr să stabilească o legătură puternică cu alegătorii. De asemenea, el are o problemă, există o problemă cu Cristian Diaconescu. Din ce am discutat cu unii sociologi, spun că Cristian Diaconescu ia procente de la Nicolae Da, o Ciucă. să ia fix 2-3% la final, este folosit, dar 2-3%, dar să nu, știi că o să fie Emilia, nu te o... supăra, eu nu vreau să Te rog. jignesc pe nimeni la emisiunea asta, mă refer aici la candidați și la sociologi, dar sociologii ăștia pe care îi vede lumea pe la televizoare și în toate analizele de presă sunt pe contract la unul sau mai mulți prezidențiabili, pe contract, dar lasă, nu că fac sondaje contra cost. Sunt Da, consultanți în știu, campanie, da? e o Așa mare că problemă eu cu asta. nu, deci eu nu intru în joculețul ăsta în care un fost ministru de externe prăfuit, PSD-ist, este marionetă, garanta Vanghelie, este marionetă în joculețul ăsta al unora și al altora, cu finanțări dubioase și eu nu vorbesc despre ăia care nu vor trece 2-3% în emisiunea mea. Mulțumesc. Păi, Diana Stoica, nu. voi, nici voi nu ați luat în calcul, în acel sondaj al vostru, de asta am spus eu că e neserios, n-ați luat în calcul diaspora. Diaspora la europarlamentare a produs o răsturnare extraordinară a lucrurilor către partide sau oameni care în România n-au fost la fel de votați. Șoșoacă, Auru, de exemplu, da? Adică și la prezidențiale rolul diasporei e foarte mare. Așa este și, din păcate, diaspora nu este, în general, calculată la sondaje, dar o mențiune pe care vreau să o fac este că chiar și noi, pe sondajele interne pe care le-am avut la alegerile anterioare, am avut niște cifre care erau departe de adevăr, chiar dacă erau fotografii de moment, iar acum acest nou sondaj pe care l-ați citat mai Da. devreme este făcut de aceeași firmă cu care a lucrat Nicușor Dan și care a avut niște rezultate foarte aproape de rezultatele votului și de aceea eu am încredere. Dar, repet, orice sondaj, oricum este o fotografie de moment. Mie nu-mi place să mă îmbăt cu apă rece sau să cred că suntem cei mai tari din curtea școlii. De asta noi în fiecare zi, pe toate canalele posibile, mergem, vorbim cu oamenii, le spunem despre programul nostru de guvernare care va fi lansat în viitor
Și eu cred, din ce am văzut mergând cu Elena pe stradă, e același vibe pe care l-am avut când mergeam cu Nicușor pe stradă. Oamenii sunt foarte încântați de ea. Toată lumea se oprește să facă poze, îi pune întrebări. Lucru pe care eu nu prea văd la ceilalți candidați cotați cu șanse. În afară de George Simion, care e de un populism rar întâlnit și care în afară de live-uri nu face nimic altceva, domnul Ciolacu merge, bineînțeles, având beneficiul funcției de premier. Domnul Ciucă, vă spun sincer, e insipid din odor în color. Nu crede nimeni că domnul Ciucă are vreo șansă să intre în turul 2. Chiar dacă are toate structurile de partid în spate, are în primul rând, în rândul membrilor, o mare antipatie. Deci eu cred că Elena Lasconi cu adevărat are șansă să ajungă în turul 2 și să învingă PSD-ul. Este singurul candidat plăcut de oameni care a livrat ceva până acum din funcțiile pe care le-a avut și care, eu am încredere că vrea cu adevărat să schimbe lucrurile, care nu are în spate niște grupuri de interes, nu e din acest sistem politic vechi și care chiar vrea să facă treabă pentru România. Da, domnul Fenechiu, deci partidul dumneavoastră a înțeles că nu poate să împingă decât la 6% pe domnul Ciucă în sondajul ăla. Nu, știți că ne gândim să ne retragem din competiție. Văd că unii sunt scoși. Când n-ar fi rău să știți. Când o aud pe Diana, îmi vine să zic, gata, am închis partidul. Problema este legată de faptul că ea nu înțelege nici în al 20-lea ceas că atacând PNL-ul, nu face absolut nimic bine. Ok, sunt de acord. S-o laude pe Lasconi, să spună că e venită din lună, din soare. Dumneavoastră îi atacați pe ei, mă rog, PNL-ul. Mai ce? Da, da, eu nu atac PNL-ul, am o problemă cu domnul Ciucă și cu cercul de interese care conduce partidul azi. Nu avem o problemă nici cu domnul Ciucă și cu niciun candidat. Românii sunt cei care trebuie să decidă și cred că e normal să discutăm ce au făcut oamenii ăștia până acum, ce vor să facă, care sunt programele, care sunt proiectele. Și românii să decidă. Nu cred că românii vor vota pentru că o aud pe Diana Stoica spunând că ea crede că singura persoană care poate este. E credința ei. Toți credem în ceva. Unii credem în Dumnezeu, alții credem în Lasconi, alții credem în Simion. Aici are o chestie. Eu cred în Dumnezeu, domnul Fenechiu. Bun, și eu cred în Dumnezeu, asta am spus. Unii credem în Dumnezeu. Dar pe lângă faptul că credem în Dumnezeu, putem să avem încredere într-un candidat. Da? Eu, bună oară, am încredere în Nicolae Ciucă. Mi se pare un tip onest, mi se pare un om care vorbește puțin, mi se pare un om serios. Diana Stoica crede în altcineva. Eu vorbesc cu românii care mă ascultă și le spun care e poziția mea, domnul Ciucă le spune care sunt proiectele, românii votează și viața merge mai departe. Este o problemă foarte simplă. Nu cred că e cazul să ne atacăm, să sărim așa la orice afirmație. Hai să vorbim de proiecte. Vorbim de doamna Lasconi. Ce a făcut doamna Lasconi? Dar e candidatul lor, e dreptul lor să o laude. Ce vreți să... Mi se pare corect. Păi... Spune, frate, că este primărit într-o localitate unde a făcut niște lucruri și că cred să nu fie un președinte bun. Unde a fost aleasă. Domnul Ciucă, în afară de a fi ales pe listele unui partid, nu a fost ales niciodată de un român. Ca să ne înțelegem. Doamna Stoica, avem vot nominat, da? Și în al doilea rând, Elena Lasconi, realistic vorbind, adică eu vă înțeleg că trebuie să-l apărați pe domnul Ciucă. Păi și tu trebuie să aperi pe doamna Lasconi, că dacă te întreb cu trupele alea NATO, puși de aici, de frică. Ce naiba? Deci toți candidații. Doamna Stoica, m-ați liniștit, dacă mă înțelegeți, să știm mai bine. Aveam un dubiu că sunt neînțeles de dumneavoastră, dar vă spun, poate înțeleg. Da, eu vreau, chiar vreau să înțeleg, în afară de faptul că a crescut. Dacă vorbiți toți, nu mai înțelege nimeni, e simplu de tot. Și nu vă ajută, nu vă folosește, vă dau un sfat tuturor. Ciolacu e în turul 2, da? Punct. Aici am închis. Nu vreți să vă ocupați voi de Ciolacu în turul 2? Ar fi bine acum să nu vă ocupați unii de ceilalți, ci să vă ocupați de Simion și de Joana întâi. Și după aia mai vedeți voi cum e, cu Lasconi, cu Ciucă. Esențial ar fi să nu ajungă Joana sau Simion în turul 2. Subscriu, doamna Constantin. Dacă se poate, nu știu, așa am învățat în politică, dar... Eu când eram în politică, eram lângă niște oameni politici. Nu, dacă facem așa, punem murături în campanie, nu știu unde o să ajungem. Ștefan Florescu, între timp a apărut domnul Orban, care face apel la liberalii autentici. Eu voiam să intervin și să spun că eu nu cred în acest sondaj, nefiind luat în calcul alianța asta a forțelor de dreapta care s-a e, dar e dată foarte jos. Recent, sau e luat în calcul foarte jos, candidatul Ludovic Orban fiind un personaj cu experiență și cu expertiză de prezidențiabil. Un om care a trecut prin toate etapele astea ale politicii și care cred că
poate face o figură frumoasă la alegerile prezidențiale. Este o vorbă, buturuga mică răstoarnă carul mare. Văd că nu-l iau în seamă și mie că vor avea o surpriză cu Ludovic Orban. Ludovic Orban are o notorietate foarte mare la nivelul țării și nu știu de ce toți misează pe electoratul din București. Gândiți-vă că, exact cum a spus și dumneavoastră, electoratul din diaspora și electoratul din țară e mult mai numeros decât electoratul din București. Și atunci nu trebuie să ne facem planurile neapărat pe București, trebuie să facem macro la nivel de țară și la nivel de diaspora. Și atunci cred că un sondaj care va fi atunci, în ultima săptămână de campanie, cred că va fi mult mai relevant decât ceea ce se aruncă astăzi cu fumigene pe media și peste. Nici n-a început campania electorală, începe peste vreo săptămână, adică ne înțelegem. Și totuși, Emilian Isăil, am văzut că Joană iese și zice: domne, nu putem să mergem în finala asta cu Ciolacu, cu Simion, adică el atacă direct la Simion. Același lucru mă gândesc că ar trebui să-l facă și restul candidaților, nu? Că Ciolacu e turul 2, asta orice ar fi, nu poți să iei chestia asta, decât dacă aflăm că a omorât, a mâncat copii dimineața cu lebedele, nu știu ce a făcut, dar altceva nu cred. Da, e corect observația, pentru că atât la PNL cât și la USR concentrarea e pe Ciolacu și într-adevăr e o competiție între cele două formațiuni politice. Pe de altă parte, și atât și pentru Nicolae Ciucă cât și pentru Elena Lasconi, principalii contracandidați în acest moment sunt Mircea Joană și George Simion. Sunt puține poziționări vis-a-vis de George Simion, mai ales că e o situație destul de complicată și vedem că Marcel Ciolacu îl folosește din greu pe George Simion, adică îl protejează, îl ajută, îl susține mediatic și așa mai departe. Da. Pur și simplu creează un zid în jurul lui și acest zid pare că nu e spart de nicio formațiune politică. Pentru că se concentrează unii pe ceilalți. Mulțumesc foarte mult invitațiilor. Mergem în pauza de publicitate. După ce Ciolacu ne-a anunțat că el comunică prin telepatie cu Nicolae Ciucă, ne-a spus că n-a vorbit cu el pentru că nu l-a căutat niciodată Nicolae Ciucă, ba chiar a făcut apel la un banc cu Ceaușescu. Hai să vedem împreună declarația, pentru că vorbește despre Ceaușescu ilegalist. Nu l-am căutat pe Nicolae Ciucă, e cam bancul cu Ceaușescu ilegalist. Întrebare la Radio Erevan, e adevărat că Ceaușescu e ilegalist? Este semi-ilegalist. Adică se pitește, deși nu-l caută nimeni, plin de bancuri, domnul Ciolacu, s-a și asemănat cu Ceaușescu cu ocazia asta. Mergem în pauza de publicitate de la Fix, vorbim și despre masa caldă, care de fapt e rece în școlile din România.